1989 s-a strigat la universitate, vom muri și vom fi liberi. De data aceasta nu vor doar viața noastră, vor conștiința noastră, conștiința noastră creștină și libertatea noastră interioară. Deci problema se pune altfel, pentru că libertatea este dar dumnezeiesc, ceea ce ei vor să ne răpească acum. Ceea ce este mult mai pervers și lupta trebuie să fie și în adâncul nostru, nu numai în afara noastră. Înțelegeți? Da. Nu vă lăsați, pentru că Dumnezeu v-a făcut liberi și libertatea e atribut dumnezeiesc, iar ei lucrează exact la acest scop, de a deveni sclavul perfect și se pare că în două, cred că în maxim două generații, dacă noi acum nu mărturisim cum au mărturisit și cei dinaintea noastră și sfinții închisorilor pe care îi făceau bandiți, apropo să fac o glumă tristă, când am vrut să iau microfonul, am vrut să vă spun, dragi teroriști, aceasta adusă de un prim-ministru al României sub toată jena, că românii au ajuns teroriști în țara lor. Ce puteți să-i spuneți? Domnule Câțu, să vă fie rușine, vă spune poporul român de camera, să vă fie rușine, domnul Câțu. Nu suntem nici măcar domn, un domn mari și mic, bătrânii, poporul și toți care au suferit pentru acest popor să-i faceți teroriști, că doresc să fie liberi pe pământul lor, pentru care s-au jertfit înaintașii lor. Poporul ăsta mustește de sângele bunicilor și străbunicilor noștri și noi suntem teroriști. Jos comunismul! Jos comunismul! Jos comunismul! Jos comunismul! Chiar dacă e liberal, are pasă de comunism. Ăsta e comunismul! Dar nu era ziua lui bună. Să știți că nu suntem singuri. Păreți că poate părem pentru cei de la televizor. E foarte posibil ca noi în momentul ăsta să nu existăm pentru media. Dar să știți că nu suntem singuri în momentul ăsta. Pe planeta Pământ suntem milioane în stradă. Acesta participează la un moment mondial, istoric, mulțumesc pentru cuvânt istoric, pentru că suntem milioane în stradă pentru același ideal, pentru că omul, indiferent de religie, este liber, este creat de același creator, suntem liberi, da? Prin ființa noastră, deci în acest moment milioane de oameni sunt în stradă pentru acest deziderat. Nu e puțin lucru. Niciodată omenirea n-a ieșit pentru un singur lucru în stradă. Înțelegeți ce tipul trăim? Libertate! 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 Aș vrea, pentru că se filmează și se va transmite pe internet, o să spun un cuvânt, iar dumneavoastră să răspundeți în engleză celor care o să ne audă în mapamondul întreg, că România este vie și România înțelege timpurile pe care trăim. Noi mai trăim prin așa ceva. Acest nou comunist l-a mai trăit, l-am jucat în picioare. Da? Ei de-abia acum o să trăiască. Noi suntem, de data asta noi suntem înaintea timpurilor pe care le trăim. Nu avem experiența jertfei, a sfinților închisorilor. Și o să vă spun așa, cum să răspundeți cu We are free. Stand up! Message-ul! Stand up! We are free! Stand up! We are free! We are the children of God! We are free! We are not afraid! We are free! God bless! We are free! Amen! Amen! Asta pentru cei care... Două, trei idei și vă las, mi-am notat, într-un moment de inspirație mi l-am scris. Umanitatea este
condiționată să accepte un sistem totalitar. De data aceasta global, comunismul nu a avut această șansă a tehnologiei. În momentul ăsta a această șansă a tehnologiei. Și au toate șansele să se impună. Dumnezeu poate va îngădui să trece prin aceste timpuri. Dumnezeu știe, păcatele tuturor oricum sunt mari. Dumnezeu nu ne dă tot ce merităm, vai de noi dacă ne-ar da Dumnezeu tot ce merităm. Dar să știți că această luptă este pe viață și pe moarte. Și nu sunt vorbe de la un microfon, un nebun la un microfon care vrea să, pentru un ego personal, nu. Lucrurile astea sunt chiar pe viață și pe moarte, pentru că spuneți-mi și mie, ce viață este aceea cu care nu mai există libertatea? Ce viață este aceea care este răbită și libertatea și toate atribuțiile care definesc ființa umană? Demnitatea, libera exprimare, da? Conștiința și credința, ce mai rămâne decât un sclav? Un sclav nou și fericit, ceea ce până acum noi comuniști știam cu cine ne luptam. Și nu eram fericiți. Dar uitați-vă la toți îmbolnițații ăștia, au conștiința îmbolnițată și chipul acoperit. Uitați-vă cum își iubesc sclavia. Ăsta este omul nou. Asta este noua normalitate, domnul Schwab, nu? Domnul Schwab, noua... Da. Domnul Schwab, asta vrea. Vrea să-ți iubești și lesa și bolnița. Asta e noua normalitate pentru care ei se luptă și au... Vreți noua normalitate? Vreți mască? Vreți vaccine COVID? Vreți pașapoarte de vaccinare? Vreți libertate? Omenirea a mai trecut prin regimul totalitare. Peste tot în lume. Și toate au căzut, că Dumnezeu ajută. Și omenirea încă este aici. Și libertate! 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 De-aia am numit-o! De-aia am numit-o stare de libertate! Mulțumim lui Cristi! Vom muri și vom fi liberi! Dar eu zic mai mult decât atât decât s-a zis în 89, pentru că erau cu pieturile goale și spuneau vom muri și vom fi liberi. Eu spun, ca un prezent și un viitor, suntem vii și suntem liberi. Strigați după mine, suntem vii și suntem vii și suntem liberi. Suntem vii și suntem liberi. Suntem vii și suntem liberi. Pentru libertatea copiilor noștri, pentru că în două generații aceștia vor ajunge, dacă noi nu mărturisim acum adevărul, în două generații se va termina cu totul, să știți. Da. Libertate, te iubim! Ori învingem, ori murim! Libertate, te iubim! Ori învingem, ori murim! Libertate, te iubim! Vă las cu un singur gând și cu o singură chemare, fraților. De Paște vă aștept în biserică, să ne vedem cu toți în biserică. Să nu cedați! Doamne ajută! Nu vă fie frică! Pandemia pică! Nu vă fie frică! Pandemia pică! Luptăm și câștigăm! Luptăm și câștigăm! Luptăm și câștigăm! Luptăm și câștigăm! Ne apropiem de final, mai sunt doi vorbitori, primul vorbitor e o familie care vă va cânta foarte frumos aici și cu cuvântul lui Dan Chidic, care o să probabil o să vă chine undeva, surpriza lui. Așa se încheie protestul nostru. Vă mulțumim foarte mult. Dați-i drumul. Nu înțeleg de ce. Thank you.
decât covidist tuturor oamenilor care au venit pentru noi din societatea civilă, aici mă refer la cei inițial care au venit în piața universității, este minunată unitatea pe care o avem aici, dar mitingul societății civile pentru noi s-a încheiat. De dragul unității, de dragul faptului că avem același mesaj, vreau să mai lăsăm câțiva oameni care au fost are același discurs cu noi. Dan Chitic vă va spune câteva lucruri, Gabriela Preoteței vă va spune câteva lucruri și după el vă va cânta Rafael, noi suntem români. Din punct de vedere al autocarelor, din punct de vedere al societății civile, vă anunț că meeting-ul societății civile s-a încheiat. Vă mulțumesc încă o dată și să fiți alături de noi. Tot domnul, la domnul. Pentru că suntem uniți. Iată acum ce este bun și ce este frumos. Decât numai a sta fraților împreună, spune Psalmul 132. Dacă este vorba să vă chem undeva, vă chem să rămâneți uniți întotdeauna. Dacă este vorba să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceva, este pentru că ne-a dus împreună. Să nu lăsăm niciodată nimic și pe nimeni să ne dezbine. Avem dușmani mari și avem dușmani puternici. Acești dușmani sunt ai noștri, ai tuturor. Ai noștri, ai românilor. Ai noștri, ai oricărei nații. Numai că problema noastră este că noi avem dușmanii la guvernare. Este motivul pentru care, vă rog, rămâneți cum sunteți. Uniți și puternici, frumoși și drepți, puternici și demni. Lumea așa ne vede astăzi și cu exemplul nostru va trebui să-l aibă și copiii noștri de acum încolo. Unitate! 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 Dumnezeu! Dumnezeu te încearcă și ne încearcă pe toți pentru a deveni mai bun. Astăzi constat care este scopul, care a fost menirea acestei cumplite încercări din ultimul an de zile. Menirea a fost să ne aducă împreună. Menirea a fost să ne aducem aminte că suntem un neam și că avem o credință. Menirea a fost să ne facă să ne întoarcem către Dumnezeu. Vă mulțumesc mult tuturor, oriunde ați venit la început. Vă mulțumesc că sunteți aici și că rămâneți demni și puternici. Și acum la sfârșit, o să vă rog pe cei care mai puteți, pe cei care mai doriți, să veniți alături de mine spre Cotroceni. Mergem până la statuia Leu și la statuia Leu plecăm acasă, că nu avem voie să stăm decât doar 30 de oameni pot sta acolo. Doar 30. Deci pentru a nu avea sancțiuni și pentru a nu intra în conflict cu niște oameni care au fost demni și ne-au respectat și cărora le mulțumim încă o dată pe această parte, pe această cale, și anume jandarmilor, vă rog, cine dorește în partea dreaptă a dumneavoastră, în stânga mea, dreapta dumneavoastră, o vom lua către Cotroceni.
să strigăm jos Iohannis, jos Iohannis, jos Iohannis, jos Iohannis, jos Iohannis, jos Iohannis. Da, el este responsabilul halului în care a ajuns această țară și trebuie să arătăm în seara asta că știm cine-i vinovatul. Nu vom uita și istoria îl va menține și menționa cu un nume de rușine. Deci acum mergem către Cotroceni și vom striga acolo jos Iohannis. Ușor, ușor, fără să ne îmbunzim, cine dorește, ne vom lua rămas bun de la frații noștri care sunt aici și pentru care nimic și niciodată, niciun nume, nicio altă problemă nu va trebui să ne mai lase să fim dezbinați. Vă rog, rămâneți împreună, doar împreună suntem puternici. Unitate! Unitate! Dragilor, unitate, 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 unitate. Înainte să vorbească Gabriel a Preotesei, prietenul meu din Iași, care acum e în societatea civilă, de-aia îl lăsăm să vorbească, Adrian Naciu vă face un mic anunț. Ce vrei să spui, Adrian? Protestul nostru al societății civice continuă, încă puțin. Mai este un vorbitor, un coleg de-a nostru, vom mai face niște anunțuri la final, deci vă rog să rămâneți ca să finalizăm. Vă mulțumesc! Vă salut, frați români! Îndrăzniți și veți birui! Căci eu am îndrăznit și am biruit lumea! Asta a spus Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos! Ceea ce nu știu acești ticăloși care ne conduc, ei nu știu, n-au aflat, dar vor afla acum că și noi, așa cum am fost și suntem urmași de lui Ștefan, Mihai, așa suntem și primim, dacă vă...